Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Fracțiunea PSRM cheamă liderii celorlalte fracțiuni din legislativă la discuții pe subiectul alegerilor parlamentare anticipate. Ce spun deputații despre inițiativa socialiștilor, aflați în jurnal. Secretariatul Legislativului a primit un plic în care era un deget de om. Cine a trimis odiosul colet pe adresa Parlamentului și ce spun autoritățile despre acest caz, vă spunem la știri. Un microbuz cu pasageri a luat foc în timp ce se deplasa, unde a avut loc incidentul și cu ce s-a soldat, aflați în jurnal. Aproape 21 de lei pentru un euro, din ce cauză s-a scumpit moneda europeană, cine ar avea de suferit din cauza fluctuației pe piața valutară și ce pronosticuri au experții pentru perioada următoare, vă spunem la știri. Deputații s-au adunat și astăzi în plen după ziua tensionată de ieri. Parlamentarii PAS, PDM și cei de la Partidul Platforma DA au anunțat că boicotează ședința Parlamentului cu puțin timp înainte de a începe. Ulterior și cei de la Pro-Moldova au făcut la fel, argumentând că sunt nemulțumiți de unele proiecte aprobate ieri de legislativ. Chiar și așa, deputații care au rămas în sala de ședință au aprobat mai multe acte legislative, între care proiectul legii privind activitatea de asigurare și reasigurare, elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare în colaborare cu experții ai Băncii Mondiale. Acesta prevede consolidarea sectorului de asigurări, îmbunătățirea procesului de supraveghere și modalitatea de gestiune a crizelor. De asemenea, a fost aprobată legea care prevede majorarea vârstei de pensionare pentru judecători. Proiectul a fost votat în lectura a doua, iar începând cu 1 iulie 2021, judecătorii vor ieși la odihna bine meritată la vârsta de 50 de ani și 6 luni, care va crește însă gradual până la 63 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare se va majora cu 6 luni. De asemenea, aleșii poporului au decis înăsprirea sancțiunilor pentru profanarea mormintelor. Proiectul de lege prevede ca cei care se fac vinovați să fie pedepsiți cu amenzi de până la 47.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 de ore la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani. În cadrul plenului, deputații au votat și pentru simplificarea procedurii de eliberare a legitimației și a insignei de ales local. La fel, aceștia au adoptat vineri raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și cel al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019. Tot în ședința de astăzi, deputatul partidului Șoră, Vladimir Vitiuc, a fost numit vicepreședinte al Parlamentului. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi. El i-a luat locul deputatului democrat Monica Babuc. De asemenea, a fost modificată componența unor comisii. Deputatul din partea platformei parlamentare Pro-Moldova, Sergiu Sârbu, va ocupa locul lui Alexandru Jizdan în funcția de șef al Comisiei Securitate, iar Violeta Ivanov de la partidul Șor îl va înlocui pe Igor Vremea în Comisia Politică Externă. Marina Tauber va fi la șefia Comisiei de Mediu și Dezvoltare Regională în locul democratului Nicolae Ciubuc. În cadrul ședinței s-a modificat și componența nominală a unor delegații parlamentare. Astfel, Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi condus de Ruxanda Glavan. Funcția a fost deținută anterior de democratul Monica Babuc. La adunarea parlamentară a cooperării economice la Marea Neagră, șef al delegației Republicii Moldova este de asemenea Violeta Ivanov. Anterior, șeful delegației a fost Nicolae Ciubuc. Fracțiunea PSRM cheamă la discuții neformale liderii sau reprezentanții fracțiunilor parlamentare pentru a stabili o foaie de parcurs pentru a declanșa alegerile parlamentare anticipate. Anunțul a fost făcut de către deputatul socialist Vlad Batrâncea în cadrul unui briefing pentru presă. Nu toate partidele din Parlament însă vor da curs acestei invitații.
În cadrul unui briefing pentru presă, deputatul PSRM Vlad Batrâncea a anunțat că alegerile anticipate sunt o soluție pentru a restabili Parlamentul. Astfel, acesta a chemat la discuții fracțiunile PAS, PDM, cea a platformei DA și a partidului Șor. Noi, socialiștii, astăzi inițiem discuții neformale cu liderii sau reprezentanții fracțiunilor parlamentare care au fost aleși de către cetățeni în 2019. Cei care au acceptat până în prezent invitația sunt deputații Platformei Parlamentare pentru Moldova. Membrii Platformei Parlamentare pentru Moldova au declarat nu odată că sunt gata pentru alegerile parlamentare anticipate și acceptăm această invitație. De cealaltă parte, fracțiunea Platformei DA susține că nu va da curs inițiativei. Deocamdată nu avem niciun chef de a discuta pe formatele pe care le dictează PSRM-ul. Nu cred că putem să dăm curs acestei invitații. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate și cei din Partidul Democrat ne-au spus că urmează să decidă dacă vor participa sau nu la o astfel de întrunire după ce vor discuta cu toți membrii formațiunilor. Iar deputatul Vasile Bâtca de la Pro-Moldova ne-a declarat că grupul parlamentar nu a fost invitat la discuție deoarece a fost format în cadrul legislativului mai târziu. Fracțiunea parlamentară a Partidului Șor și Platforma pentru Moldova nu participă și nici nu vor participa la formarea coalițiilor în legislativ. Despre asta a anunțat liderul formațiunii Ilan Șor într-o intervenție video de pe o rețea de socializare. Deputatul a accentuat că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru depășirea actualei crize politice, însă decizia trebuie luată în mod civilizat la masa de negocieri de către toate formațiunile prezente în forul legislativ. Potrivit președintelui Partidului Șor, Ilan Șor, deputații Platformei Parlamentare pentru Moldova nu fac parte din nicio coaliție nedeclarată cu PSRM și nu intenționează să facă alianțe cu partidele de dreapta sau cu cele de stânga. Deputatul susține că membrii platformei votează doar proiectele care sunt necesare țării și cetățenilor. Este în vcerașnii circ. Dacă n-ar fi fost ieri circul sindicatului grădinii zoologice, adică a unor deputați, atunci ați fi observat cum votează Platforma Pro-Moldova, care era gata să susțină proiecte propuse și de partidele de stânga și de dreapta. De asemenea, Ilan Șor a criticat dur comportamentul unor deputați din partea partidelor de dreapta manifestat în ședința de joi a Parlamentului. Acesta a precizat că legile adoptate și susținute de Platforma pentru Moldova sunt de o importanță strategică și a făcut referire la legea bugetului și politica bugetar-fiscală pentru anul 2021, pachetul de legi cu privire la statutul găgăuziei și legea despre funcționarea limbilor. Liderul partidului Șor s-a referit și la hotărârea de a întoarce în posesia statului teritoriul fostului stadion republican și a amintit de propunerea sa de a construi un parc de cultură și odihnă. Acesta a mai subliniat că Platforma Parlamentară optează în continuare pentru alegeri anticipate, care ar fi singura soluție pentru depășirea actualei crize politice, însă legislativul trebuie să fie funcțional până când scrutinul va fi organizat. Considerăm că alegerii parlamentare anticipate sunt necesare, de aceea am propus în câteva rânduri și celor de dreapta și celor de stânga să ne așezăm la masa de dialog pentru a discuta despre fixarea datei exacte pentru organizarea anticipatelor. Liderul partidului Șor a mai spus că, deși nu arată, jumătate dintre deputați nu își doresc anticipatele, deoarece mulți dintre ei nu se vor regăsi în viitorul legislativ, întrucât și-au demonstrat incompetența. Serviciul de informații și securitate rămâne atât în subordinea Parlamentului cât și în cea a președintelui, așa cum a fost până acum. Precizările au fost făcute de șeful statului Igor Dodon în ediția de astăzi a emisiunii Președintele Igor Dodon răspunde. Potrivit acestuia, modificările votate joi de legislativ se referă doar la funcția de vicedirector al instituției. Șeful statului Igor Dodon a precizat că inițiativa deputaților PSRM nu prevede scoaterea SIS din subordinea președintelui, iar Maia Sandu a speculat pe acest subiect și a scos oamenii în stradă.
SIS-ul rămâne în subordinea dublă la președinte și la Parlament. Așa cum se numea anterior șeful SIS-ului de Parlament, în continuare șeful SIS-ului se numește de Parlament. Așa este acum, așa a fost și o lună urmă, așa a fost și 3 ani urmă, și 5, și 10. Unicul lucru care s-a schimbat, că vicedirectorul de SIS se numește nu de președinte, dar se numește tot de Parlament. Și care e problema? Dacă eu aș fi dorit să promovez pe cineva în funcție la SIS, cum speculează așa numită presă independentă, eu semnam astăzi decretele, că am dreptul să le semnez. Solicitat de noi pentru o reacție, președintele ales Maia Sandu nu a răspuns la telefon, iar purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Rusnac, a menționat că formațiunea nu comentează aceste declarații. Amintim că în vară un proiect similar a fost prezentat de deputatul Partidului Platforma DA, Iurie Reniță, într-o conferință la care a participat și deputatul PAS, Lilian Carp. Trecerea Serviciului de Informații și Securitate în subordinea Parlamentului a fost contestată la Curtea Constituțională de deputatul PAS, Sergiu Litvinenko. Potrivit acestuia, la adoptarea legii ieri în Parlament au fost încălcate mai multe prevederi ale Constituției, atât în fond cât și pe procedură. Parlamentul a cerut suspendarea aplicării acestei legi până când magistrații constituționali se vor expune. Reprezentanții înaltei curți au confirmat că au recepționat solicitarea și au precizat că va fi examinată în curând. Amintim că proiectul de lege care prevede scoaterea din subordinea președintelui a Serviciului de Informații și Securitate și trecerea instituției în coordonarea Parlamentului a fost votat joi în două lecturi. După adoptarea documentului, secretarul fracțiunii Partidului Politic Șor, deputatul Marina Tauber, a explicat că este de fapt o revenire la normalitate, deoarece până în 2019 instituția se afla sub control parlamentar, în condițiile în care Republica Moldova este o țară parlamentară. Altercațiile de ieri din Parlament s-au soldat cu prejudicii de aproape 60.000 de lei, a anunțat secretarul general al instituției în debutul ședinței de astăzi a legislativului. În timp ce conducerea forului a cerut inițierea unei anchete, cetățenii spun că cei pe care i-au ales să-i reprezinte în Parlament s-au comportat inadecvat. Daunele au fost calculate de reprezentanții Secretariatului Parlamentului, care au anunțat că îmbrâncelele deputaților și stropitul cu apă a dus la deteriorarea a două microfoane și a unei tablete, care îi aparținea președintelui legislativului. Avem produse cu defect total în valoare de peste 16.000 lei și cu defect parțial în valoare de peste 46.000 lei. Ca urmare a celor întâmplate, în ședința de joi, conducerea Parlamentului a cerut să fie inițiată o anchetă pentru a se stabili cine se face vinovat, nu înainte însă de a ironiza situația creată. De ciudă că nu eram eu, ori nu știu cine, mi-au rupt și microfonul președintelui Parlamentului. Continuăm așa permanent, atunci nici n-am să avem de grabă din nou unde munci. Însă căutăm să închiriem clădiri. De cealaltă parte, locuitorii capitalei spun că deputații care s-au îmbrâncit au dat dovadă de un comportament inadecvat. Este lume nu educată, n-au 7 ani de acasă, nimic n-au, șerpi judecă pe televizor, pe priomnici, toate prostiile. Mi s-a dedicat tensiunea și am băut. Deci nu vreau să-i ascult, deci nu vreau să văd. Fac ciup, ciup, ciup și văd grânci. Dar ei și vor în Parlament, eu nu înțeleg și vor în Parlament. Ei au leafă normală, șed la caldă, eu nu înțeleg și vor și nu le ajunge lor. Nu înțeleg și nu le ajunge lor. De ce să bat și de ce să bat? Fiecare vor să iei locul fotoliul lor și să trăiască o viață mai bună. Și cei care au fost în Parlamentul anterior toți s-au bătut. Ce împart ei? Banii împart. Trebuie să așez la o masă rotundă, să înțeleagă, să vorbească între dânșii, să discute, să spui la care și să fac ceva și pentru oameni. Joi, în plenul Parlamentului, au avut loc mai multe altercații și îmbrânceli între deputații PSRM, Partidul Platforma DA și PAS.
momentul apariției omului de afaceri Vecislav Platon la ședința CNPF de acum două zile a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Din secvențe se vede cum Platon a intrat cu forța la ședința în care se discuta despre rezolvarea unor probleme din cadrul companiei de asigurări Moldasig. Agenții de pază a instituției au încercat să-l oprească, însă fără succes. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se vede cum fostul om de afaceri Vecislav Platon a intrat în sediul CNPF după ora 16, fiind însoțit de câțiva bodyguards. S-a întâmplat în momentul în care membrii instituției erau întruniți într-o ședință în care se discuta subiectul Moldasig. Deși atât lui cât și celor care îl însoțeau le-a fost interzis accesul în sediu, din imagini se vede că agenții de pază nu au reușit să-i oprească din drum. Aceștia au trecut peste turnichet și au îmbrâncit pe angajații instituției. Din video se mai vede cum controversatul om de afaceri Vecislav Platon a intrat în sala de ședință împreună cu câțiva bărbați, care i-ar fi asigurat paza. În același timp, alți bodyguards au rămas după ușă pentru a îngrădi accesul altor persoane. Acum două zile, directorul CNPF, Valeriu Chițan, a declarat că la ședință au fost invitate patru persoane de la compania de asigurări Moldasig pentru a discuta problemele din interiorul instituției. Însă a venit și Vecislav Platon, însoțit de două persoane care nu se regăseau pe lista celor invitați. De asemenea, Chițan a mai spus că la intrarea în sediu au existat altercații cu paza instituției, iar la turnichet li s-a dat de înțeles oamenilor din pază că persoana în cauză este însoțită de pază de stat și că nu ar trebui să creeze probleme. De cealaltă parte, omul de afaceri Vecislav Platon a afirmat că este unul dintre reprezentanții companiei de asigurări și a venit la ședință cu intenții bune, iar dialogul a fost constructiv. Amintim că săptămâna trecută, în cadrul ședinței Parlamentului, deputații Platformei pentru Moldova au propus crearea unei comisii speciale care să investigheze presupuse atacuri Raider asupra Moldasig din partea lui Vecislav Platon. Aceasta este una dintre cele mai mari companii de asigurări de pe piața moldovenească, cu o cotă de 13,8%. Asiguratorul are printre cele mai mari active din companiile de asigurări aproape jumătate de miliard de lei. Într-o investigație efectuată de jurnaliștii Deschide.md, se spune că omul de afaceri Vecislav Platon ar fi cumpărat în 2012 Moldasig, tot cu banii companiei de asigurări. Ar fi reușit acest lucru prin intermediul unor firme interpuse. Platon susține însă că informațiile apărute în presă sunt false. Omul de afaceri Vecislav Platon a fost condamnat la 25 de ani de detenție pentru escrocherie la Banca de Economii și escrocherie la compania de asigurări Moldasig. După 4 ani de închisoare a fost eliberat din arest. Decizia a fost luată de instanța de judecată în urma demersului de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu. Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor, programată pentru astăzi, a fost amânată pentru data de 10 decembrie. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Cahul după ce avocații politicianului nu s-au putut prezenta în fața judecătorilor. Potrivit magistraților, trei dintre aceștia se află în autoizolare, iar unul era implicat în alt proces de judecată. În sală au venit doar procurorul pe caz și reprezentantul Băncii de Economii. Eu am depus cererea privind amânarea ședinței, deoarece eu sunt bolnav cu coronavirus. Dar colegii dumneavoastră sau nu? Au contactat cu mine, noi ne aflăm toți într-un birou. Cererile existente și respectiv fără participare avocaților nu este imposibil. Din patru avocați, nimeni nu s-a prezentat. Da, astăzi ce urma să fie discutat la ședință? Continuare, cercetarea judecătorească. Amintim că la ședințele anterioare avocații lui Ilan Șor au cerut recuzarea completului de judecători pe motiv că magistrații Curții de Apel Cahul au examinat dosarul în timp ce materialele se aflau la Curtea Supremă de Justiție, cererea însă l-a fost respinsă. Ilan Șor pledează nevinovat.
Caz șocant în Parlament, un deținut de la penitenciarul numărul 17, Rezina, și-a amputat degetul și l-ar fi trimis într-un plic la Secretariatul Legislativului. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-a automutilat acum 9 zile. Oamenii legii au fost sesizați despre incident ieri prin intermediul serviciului unic 112, precum că într-un plic ajuns pe adresa Legislativului s-ar fi găsit un deget. Plicul în care se afla degetul, care se presupune a fi uman, a fost ridicat și îndreptat la expertiză de către angajații poliției pentru a stabili cu exactitate dacă degetul ar fi uman ori cineva ar fi făcut o glumă de prost gust. Ofițerii de investigație întreprind măsuri pentru a stabili toate circumstanțele și Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă internă care examinează și versiunea că deținutul ar fi fost determinat de alți condamnați la un asemenea gest. Persoana vizată se află după gratii din anul 2016 pentru mai multe infracțiuni grave și foarte grave și își va ispăși pedeapsa până în 2028. Un microbuz plin cu pasageri a luat foc în timp ce se deplasa. Incidentul a avut loc în orașul Comrat în jurul orei 8 dimineața. Ofițerii de patrulare au intervenit după ce au observat că autovehiculul care efectua o cursă urbană a luat foc. Aceștia i-au acordat ajutor șoferului pentru a-i scoate în siguranță pe pasageri și chiar au utilizat stingătorul. În urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit datelor preliminare, flăcările au izbucnit în urma unui scurt circuit. Cazul este investigat de oamenii legii. Surprize pe piața valutară. Un euro a costat astăzi la casele de schimb aproape 21 de lei. Din ce motiv s-a scumpit moneda europeană și cum ar putea influența acest lucru exporturile de produse agricole, ne-a explicat expertul economic Veaceslav Ioniță. În ultima lună, cursul monedei unice europene a crescut cu aproape 5%, iar vineri un euro putea fi cumpărat cu aproape 21 de lei. Totuși, experții economici spun că aceasta este un lucru firesc, care nu ar trebui să ne îngrijoreze. Euro acum a ajuns la cel mai înalt nivel față de leu din ultimii 2 ani și jumătate. Este mai puternic decât începutul anului cu 8%, însă acest lucru este condiționat nu de factorii interni, dar de factorii externi, cea mai mare parte, și anume că pe plan internațional, în prezent, euro s-a apreciat foarte puternic față de dolar. Astfel, dacă o lună în urmă un euro costa pe piața internațională 1,17 dolari, zilele acestea au urcat la 1,21 dolari. Veaceslav Ioniță mai explică faptul că scumpirea valutei europene ar putea afecta mai mult exportatorii de produse agricole din Moldova către Federația Rusă. Cei care exportă, spre exemplu, producția agricolă în Federația Rusă, dacă la începutul anului la 1000 de rubli vânzări ei obțineau 278 de lei, acum la 1000 de rubli vânzări obțin doar 228 de lei. Deci la fiecare 1000 de rubli, agentul nostru economic pierde cam 50 de lei, ceea ce este tot profitul lor. Întrebat dacă pandemia ar avea o influență majoră asupra deprecierii leului, Veaceslav Ioniță ne-a argumentat că de fapt mai curând campania electorală a influențat piața valutară, însă nesemnificativ. La noi, în timpul, în ajun de electorală, după electorală, de regulă, există o presiune pe piața valutară, însă de data aceasta, dacă s-a existat așa ceva, a fost într-un volum foarte micut, atât de micut că Banca Națională nici nu a considerat necesar să intervină. Expertul economic ne-a spus că în perioada sărbătorilor de iarnă, leul moldovenesc s-ar mai putea deprecia în raport cu euro. Amintim că în anul 2015 a fost înregistrat cel mai mare curs de schimb la casele valutare. Atunci un euro costa aproape 30 de lei. Alte 1522 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate astăzi după procesarea peste 3600 de teste.
Printre cei testați pozitiv la COVID-19 sunt 106 lucrători medicali. Datele noi arată că în spitalele din țară sunt internați aproximativ 3760 de pacienți care se tratează de COVID-19. 267 dintre ei se află în stare extrem de gravă, iar 51 sunt conectați la aparate de respirație asistată. De asemenea, pe parcursul zilei, 21 de oameni s-au stins în urma complicațiilor provocate de virus, iar peste 700 s-au vindecat. De la începutul pandemiei, peste 113.800 de moldoveni s-au infectat cu noul coronavirus, aproximativ 2.400 au decedat, iar în jur de 98.300 s-au tratat. Deși trăiesc în capitală, nu toți chișinăuienii se bucură de o infrastructură dezvoltată. Vorbim despre locuitorii străzilor Haltei, Pașcani, Negreșteni și Tăbăcăria Veche din sectorul centru, care zeci de ani s-au scufundat în beznă. Deși au sesizat repetat autoritățile despre această problemă, lucrurile s-au schimbat doar după ce consilierul municipal din partea partidului politic Șor, Valerii Climenco, l-a venit în ajutor oamenilor. Locuitorii celor patru străzi spun că au așteptat acest moment de ani buni, iar de acum încolo vor fi mai în siguranță și nu se vor teme să iasă din casă pe timp de noapte. Eu aici locuiesc din 84, parcă primii ani mai era cum era. Pe urmă nu era nici luminare, străzile este întunicate, venim de la serviciu pe întuneric. Am avut vreo două ori cazuri. Au vrut să-mi fure geanta odată m-au speriat. Sigur că seara acum este mai liniștit, strada este iluminată, când mergem spre casă nu ne este atât de frică, este cu mult mai bine. Îmi pare bine lumina, în primul rând ei ne ajută pe noi să mergem noaptea, să nu ne fie strașnic. Că vedeți cum, bandiți, nu știți să ocoate raionul nostru, că e raion urât. Consilierul municipal din partea partidului Șor, Valerii Climenco, susține că toți locuitorii capitalei trebuie să beneficieze de condiții decente de trai, iar formațiunea pe care o reprezintă face tot posibilul pentru a soluționa problemele de interes comunitar. Noi credem că trebuie să ne gândim și la cei care nu locuiesc în centrul orașului, dar la periferia acestuia, pentru că ei toți sunt chișinăuieni, sunt alegătorii noștri, care la fel merită o viață mai bună, condiții decente pe care noi, consilierii municipali, suntem obligați să le dăm. Potrivit lui Climenco, o lună și jumătate s-a lucrat pentru iluminarea celor patru străzi. Astfel, au fost montate becuri noi și a fost reparată rețeaua electrică. Alesul municipal afirmă că fracțiunea partidului politic Șor va continua să aducă lumină și pe alte străzi întunecoase din Chișinău, iar experiența municipiului Orhei este un exemplu în acest sens. Amintim că la inițiativa consilierului municipal Valerii Climenco, în luna iunie, o groapă de gunoi autorizată de pe strada Tăbăcăria Veche a fost transformată într-un scoar în care au fost plantați 20 de mesteceni. Proiectul privind iluminatul stradal public realizat de Partidul Șor a fost finalizat în satul Mana, raionul Orhei. Lumina s-a aprins pe străzile localității zilele trecute în prezența a mai multor localnici, autorităților locale și raionale, a deputaților Partidului Politic Șor și a Platformei pentru Moldova. Datorită proiectului de iluminat stradal în satul Mana, raionul Orhei, a fost montată o rețea electrică de 3,5 km și instalate peste 170 de corpuri de iluminat de tip LED. La fel, două transformatoare au fost modernizate, iar rețeaua este dotată cu un sistem inteligent de aprindere și stingere a luminii la anumite ore. Ziua în care s-au aprins luminile pe toate drumurile din sat a fost un motiv de bucurie pentru locuitori. Ei spun că au așteptat acest moment mult timp. Era întuneric, era unii și unii câte o lampă, la moment iluminat tot satul, e foarte bine. E foarte frumos și e foarte plăcut să ieși seara, să te mai prinde cu nepoțel pe stradă când e lumină. Mulțumim domnului Lanșor și la toată echipa. Inițiatorul proiectului, liderul partidului Șor, Ilan Șor, a felicitat personal locuitorii cu această ocazie. I-a dat slova
Am promis că în localitățile care vor avea primar din partea Partidului Șor va fi ordine, dezvoltare și vom aduce Europa. Partidul Șor nu a făcut și nu va face politică. Singura noastră politică e să construim pentru oameni, să-i ajutăm să soluționăm problemele lor aici și acum. Prezenți la eveniment deputații Partidului Șor, dar și cei ai platformei parlamentare pentru Moldova, au menționat că proiectele de infrastructură vor continua să fie implementate în satele din Orhei și în întreaga țară. Noastră ați vrut, noastră ați luptat și acum noastră începeți să primiți roade de la lupta dumneavoastră. Suntem echipa care crește, care se dezvoltă și vom reuși în curând să implementăm asemenea proiecte la nivel de țară. Vom încerca din răsputeri să nu intrăm în confruntări politice, chiar dacă cineva încearcă să provoace. Noi mai bine să venim mai des la voi, în ospiții, în localități, și să depunem tot efortul împreună cu colegii ca să realizăm astfel de proiecte frumoase. La rândul său, primarul comunei Selește, din care face parte și satul Mana, a mulțumit echipei lui Ilan Șor pentru susținere. Vă mulțumesc frumos pentru toate sprijinurile care ne le acordă raionul. Amintim că până la sfârșitul anului curent, Partidul Șor și-a propus să realizeze proiecte de iluminat public stradal în circa 100 de localități din țară, inclusiv în toate cele 74 de sate din raionul Orhei, indiferent de apartenența politică a primarilor. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu Televiziunea Centrală, urmează prognoza meteo. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere! Vreme posomorâtă, ceață și ploi în toată țara, anunță meteorologii. 5 grade vor fi la Chișinău, la Briceni și Bălți, cu un grad mai mult. Maximele la Soroca, Florești și Leușeni vor fi de 5 grade. La Orhei și Dubăsari sunt prognozate 5 grade, la Ungheni 7. La Tiraspol vor fi 5 grade, la Comrat 8, iar la Cahul 11 grade Celsius. Urmează prognoza pentru alte capitale, ploi și 12 grade la București, la Kiev 1 grad, iar la Moscova posomorât și minus 4 grade. Soare cu nori și 7 grade la Londra și Madrid, la Paris ploi și 6 grade. Ploi și 16 grade la Roma și Atena, la Berlin 8 grade Celsius.